cel mai mult a crescut cartoful, un produs care după cartofi a avut cea mai mare creștere de preț. A fost uleiul comestibil, cu peste 26%. Productele, toate legumele, indiferent uleiul, tot s-a scumpit. Nu se poate trăi în condițiile astea. Deci nu se poate. Un pic cartofi e non de mult. Nu se poate trăi, nu. Au crescut și produsele de panificație, începând cu pâinea, cu 13,43%. Au crescut și legumele, conservele de legume, ele au crescut cu un generic 14,89%. Margarina a fost și ea cu 14,33%. În materie de carne, din fericire, creșterile au fost mai mici. Carnea nu este neapărat unul dintre produsele care intră în cantitate mare în alimentația românului. Cartofiul alb, la ce preț este? 10 lei până la 15 lei. Scumpit tot. Cel puțin 20% fiecare. Mai cumpără lumea? Cumpără, dar mai puțin. Alimentele de bază s-au scumpit, ulei, zahăr, făină, toate s-au scumpit. Cum vi se par, doamnă, prețurile? Foarte scumpe pentru pensiile noastre, foarte scumpe. Ce v-ați cumpărat astăzi din piață? Am luat niște ouă, salată, ridic și ceapă. Cât ați dat? Păi în jur de 50-60 de lei. Cu cât mai mult ne costă acum coșul de cumpărături? 8,84%. Noi suntem și noi între țările mari producătoare și de grâu și de porumb și de floarea soarelui, cu observația că, din păcate, mare parte din această producție, care este, repet, suficientă pentru nevoile României, nu este prelucrată în țară, ci este prelucrată în afară, se întoarce sub formă de făină, de mălai, de ulei și în aceste condiții prețurile în zona respectivă cresc. V-ați uitat la prețuri? Vi se pare așa că s-au scumpit sau nu prea? Nu mai e ca anul trecut. Anul trecut veneai cu 20, 30, 50. Acum trebuie să vii cu 100. Deci vremurile s-au schimbat. Strictul necesar trebuie să-l iei. Trebuie să supraviețuiești. Și cum faceți față? Ne mai ajută copiii, mai ne limităm și lungim, facem ciorbă mai lungă. Și că asta este. Ne uităm și plecăm. Dacă ar fi să facem un top al alimentelor care nu s-au scumpit deloc, care ar fi? Sau foarte puțin? Dacă ar fi să facem un asemenea top, aș fi într-o situație practic extrem de ingrată, pentru că s-au scumpit toate.